Vă salut, stimați prieteni! Luna noiembrie este plină de alegeri importante pentru tot spațiul Carpato-Dorombiano-Pontic. După ce am ales președintele Republicii, urmează să alegem și președintele țării. Iar pe 24 noiembrie, toți cei cu cetățenia română sunt invitați ca să aleagă președintele României. Despre acest lucru, dar și despre alegerile parlamentare care urmează să aibă loc în luna decembrie, vom discuta astăzi cu domnul Iure Ciocan, liderul PSD România în Republica Moldova. Domnul Ciocan, bună ziua și vă mulțumesc că ați dat curs invitației. Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru. Luna noiembrie este foarte important pentru toți românii din arealul românesc. Până ajunge să comentăm alegerile din România, cum comentați scorul din Republica Moldova? La alegerile prezidențiale? Da. Președintele Republicii. Da, deci este o victorie clară, una care nu lasă dubii, da, o victorie adusă de către cetățenii Republicii Moldova din diaspora, dar este o victorie clară. Opinia alegătorilor noștri, cetățenilor Republicii Moldova, nu poate fi pusă la îndoială. Vedem partidele de opoziție care au concurat pentru postul de președinte, unele din ele pun la îndoială aceste rezultate. Trebuie să tratăm cu înțelegere aceste manevre, pentru că sunt doar manevre politice, manevre electorale care se adresează alegătorilor care au susținut un alt candidat pentru a justifica situația din alegeri, adică pierderea acestor alegeri. Sper că reprezentanții partidului de guvernare, în cazul dat partidul PAS, doamna președinte Maia Sandu, vor analiza foarte, foarte atent mesajele care le-au dat alegătorii în cadrul acestor alegeri, turul 1 și turul 2, dar mai ales mesajele care au fost date de alegători în cadrul referendului constituțional de modificare a Constituției și sigur își vor face tema politică pe acasă. Pentru că sunt eu convins în faptul că noi, cetățenii Republicii Moldova, am dat un mesaj puterii. Cei care am susținut, dar cei care au avut un cuvânt critic de spus, tot la fel au dat un mesaj puterii. Lucrurile se trebuie analizate în mod corespunzător și făcute temele pe acasă pentru perioada următoare. Pentru că doamna Sandu va fi este de fapt din data de 24 decembrie următorul președinte a Republicii Moldova. Dar celor care iată tot critică și promovează mesajele astea de ură, precum că este președintele diasporii, moldovenii din țară sunt unii, cei din diaspora alții, ce mesajele ați avea pentru ăștia care iată după alegeri continuă tot să dezbine societatea care încă nu cred că și-a revenit? Deci eu nu sunt adeptul cenzurii, eu cred că la cele spuse de ei trebuie să existe voci, cum este vocea dumneavoastră, cum este vocea mea, care trebuie să venim cu alte argumente și să explicăm că nu există diferență între drepturile cetățenești a cetățenilor Republicii Moldova, ori a cetățenilor oricărui alt stat, cum ar fi România, de exemplu, ori Federația Rusă. Cetățenii se bucură de aceleași drepturi, indiferent că se află pe teritoriul țării, ori în afara țării. Statul Republica Moldova este obligat să garanteze și garantează prin Constituție cetățenilor săi echitate în raport cu legislația și protecția în oricare colț al lumii. Asta este argumentul nostru, despre acest fapt trebuie să vorbim. Am zis, politicienii noștri au de făcut o temă pe acasă. Da, pentru că viața în Republica Moldova nu este o viață simplă. Și evident că vocile care vorbesc critic, unele din ele sunt motivate din exterior și știm noi cum, știm cine anume stă în spatele acestor motivații, dar sunt și voci care au și un mesaj mai aproape de realitatea noastră de zi cu zi, care dau clopoțele puterii, oricare fie. Și puterea, dacă vrea să conducă adecvat un stat, trebuie să audă aceste mesaje din partea cetățenilor. Dar cârcotași vor fi. Încă o dată zic, nu sunt adeptul cenzurii. Deci noi trebuie să le tratăm cu înțelegere, este punctul lor de vedere, la care noi avem un alt punct de vedere, care la fel avem dreptul să-l spunem. Cumva, cred că diaspora moldovenească e ceva, un fenomen unic în lume, fiindcă ei sunt atât cetățeni ai Republicii Moldova, dar probabil în proporție de 90% din ei sunt în același timp și cetățeni ai României, fiind în țările Uniunii Europene cu pașaportul românesc. Și dacă acum au scris istorie și s-au mobilizat în număr mare, probabil ar trebui să înțeleagă și să mai
fac încă un efort și pentru alegerile din România, fiindcă din ce mă uit eu la sondaje și candidații care pretind a ocupa funcția de președinte al României, sunt unii care ar putea concura cu extremiștii proruși de la noi. Și nu cred că ar fi bine pentru dezvoltarea relațiilor dintre aceste două state românești venirea unui, nu știu, Simion sau alții, Șoșoacă a fost exclusă din alegere. Iată, oamenilor noștri din diaspora, care ar fi mesajul dumneavoastră pentru ei? Știți, domnul Harghel, nu atât aș pune accentul pe relația între două state românești, pentru că aici relația este frățească. Aș pune accent pe viitorul României, pe dezvoltarea economică și socială a României. Astăzi România, vedem noi în guvernarea PSD-PNL, este un șantier. Un șantier care dezvoltă România, creează locuri de muncă, creează infrastructură nouă, se construiesc prima dată după Revoluție, după 89 în România, se construiesc spitale noi. Noi din temelie, nu se fac renovări, se construiesc școli noi din temelie, se construiesc multe alte edificii publice în serviciu cetățenilor. Crește asistența socială, crește salariul minim pe economie. Iarăși, se creează locuri noi de muncă, vin investitori în România. Am văzut că în condițiile în care Federația Rusă, stat agresor împotriva Ucrainei, în cadrul acestui război, mulți oameni de afaceri din Uniunea Europeană, multe afaceri din Uniunea Europeană care își aveau fabrici în Rusia și-au relocat fabricile înapoi în Uniunea Europeană. Așa, de exemplu, producătorul de anvelope finlandez Nokian a deschis cea mai mare fabrică în Europa, anume în România, creând mii de locuri de muncă, și România în următorii ani devine cel mai important exportator de anvelope în cadrul Uniunii Europene. Aceste lucruri nu pot fi neglijate. Sigur că politicienii sunt de diferite taberi, dar totodată să știți că clasa politică, ori politicienii, apar ca reflecție a spiritelor în societate. Și dacă în societate există alegători, gata să voteze alegători precum este Diana Șoșoacă, deci asta înseamnă că partidele mari, partidele care formează sistemul politic din România, și aici aș nota în primul rând PSD-ul, PNL-ul, sunt partide istorice care au peste 140 de ani, partidele date, aceste partide trebuie să atragă atenția mai mare acestor alegători, acestei pături de alegători care, din păcate, astăzi și-au îndreptat ochii spre niște partide extremiste. Pe bune extremiste, partide care cer ieșirea României din Uniunea Europeană, partide care susțin deschis Federația Rusă în cadrul acestui război din Ucraina. Deci lucrurile trebuie spuse pe față, evident. Alegătorii noștri din diaspora, din punctul meu de vedere, sunt bine informați, pe de o parte, pe de altă parte ar trebui să fie atenți la perspective, ce va urma după. Chiar dacă astăzi parcă îți vine să, bazându-te pe TikTok-uri și pe tot restul, fluxurile astea informaționale care vin pe rețelele de socializare, să faci un pas în susținerea unui candidat de genul care am vorbit anterior, care se poziționează pe extremele spectrului politic, cred eu că responsabil și serios vor aborda cetățenii români plecați în afara României, dar și în afara Republicii Moldova, corect, dumneavoastră ați menționat, peste 327 da, de oameni au votat cetățenii Republicii Moldova în afara Republicii Moldova la turul 2 la prezidențiale. Sunt total de acord cu dumneavoastră că peste 90% din acești oameni au și cetățenie română, respectiv puterea dată, mobilizarea dată este chiar necesar să fie păstrată și extinsă pentru alegerile care urmează în România. Pentru că noi, cetățenii Republicii Moldova, dar și cetățenii României, avem o ocazie, odată la 4 ani, să ne facem auziți și să delegăm oamenii noștri, moldovenii de noștri de la fața locului, până la, să delegăm la, oamenii da. În Parlamentul României. Asta e puterea votului. Ajungem și la parlamentare, dar eu cred că e important ca cei care vor privi acest material să înțeleagă că chiar dacă Marcel Ciolacu, actualul prim-ministru și omul care este cotat cu cel mai mare șansă, chiar ieri mă uitam la un sondaj ultimul care a apărut, în continuare este lider în sondajele de opinie, a fost unul din cei mai puternici susținători ai Maiei Sandu la alegerile prezidențiale.
din primul tur, în al doilea tur, și a reconfirmat susținerea și a spus că Republica Moldova, indiferent de cine va fi guvernată, reprezintă pentru dumnealui o prioritate. Ceea ce nu prea am auzit de la președintele în exercițiu sau alți foști șefi de stat sau premieri care au mai fost pe la București. Și în acest context geopolitic, cred că este important ca aceste relații nu doar să fie menținute, dar să fie și cumva dezvoltate. Fiindcă atunci când cu toții ne temeam dacă nu cumva ajung rușii la Odessa, ne-am îndreptat spre virea unii, iar spre România, spre București. Și în acest context, domnul, dacă puteți să descrii succint, care ar fi planurile concrete ale domnului Ciolacu pentru, anume pentru Republica Moldova? Este absolut evident și indubitabil faptul că PSD, Marcel Ciolacu, administrația de stat a României, deci guvernul României, au susținut deschis un candidat pro-european în aceste alegeri. Și în primul tur și în turul 2. Vorbim de doamna Maia Sandu, da, în cazul dat. Multe lume încurcă această susținere că ea ca PSD susține PAS. Noi nu vorbim aici de PAS. Nu sunt alegeri parlamentare. Lucrurile nu trebuie mixate. Toate lucrurile se întâmplă într-o anumită ordine. Acum am vorbit de o răscruce majoră care a prezentat pentru noi într-adevăr un pericol cu foarte mare ingerință externă în deturnarea cursului pro-european a Republicii Moldova. România, care este principalul susținător a parcursului european a Republicii Moldova. Și aici vă atrag atenția că comisarul european din partea României, deci doamna Roxana Mânzatu, este membru PSD și acum ales e deputat în Parlamentul României din partea PSD și vicepreședintele Parlamentului European, unul din șase, este Victor Negrescu, care a fost delegat de S&D, de familia mare social-democraților europeni, la fel este social-democrat din România. Deci noi avem o linie de la București spre Bruxelles-Strasburg, o linie generală pe segmentul PSD în care susținem ferm la toate forurile și la toate nivelurile Uniunii Europene, susținem Republica Moldova pentru a avansa cât mai rapid pe această cale. Sigur, domnul Ciolacu este, practic azi pot să zic, unicul candidat din cei prezenți pe piață care și-a lansat programul de țară a viitorului președinte, care a prezentat alegătorilor din România, nu mai trebuie să zic acest lucru, poporului român, viziunea sa ca un viitor lider al națiunii despre România. Cum vede dânsul, cum vede PSD-ul România în următorii 5 și în următorii 10 ani, deci următoarele mandate prezidențiale. Dumnealui vorbește clar că România are nevoie să renască. Dumnealui vorbește clar că România trebuie să-și dezvolte industria, să treacă printr-o etapă de reindustrializare. Pentru că așa s-a întâmplat că ultimii câțiva zeci de ani industria în România nu a avut o susținere majoră din partea statului român, ori nu a fost creat un climat adecvat ca antreprenorii privați să investească bani în industria din România. România, dintr-un stat producător cu industrie puternică, a devenit un stat consumator de produse finite din industrie. Acest lucru trebuie schimbat. Ce înseamnă asta? În primul rând, asta înseamnă locuri de muncă noi, asta înseamnă retehnologizarea României și ridicarea dezvoltării economice la un cu totul alt nivel, mult mai mare decât este acum. Asta înseamnă infrastructură nouă, rețea de autostrăzi, cum am spus, asistență și servicii sociale, aici vorbim și de școli, și de grădinițe, și de spitale, și de multe alte lucruri care le-a făcut acum în guvernarea PSD-PNL acest guvern. Ultimii 3 ani, cum am zis, noi vedem că chiar și absorpția fondurilor europene, 3 ani în urmă, când erau guverne curat liberale, cu participarea USR-ului, era în jur de 50%. Acum guvernul PSD-PNL a ajuns la o absorție care depășește 90%, iar în guvernarea 25-28, domnul Ciolacu propune PSD-ului, care va fi la guvernare, pentru că președintele nu participă nemijlocit în actul guvernării, da. Participă partidele parlamentare prin guvern, dumnealui, ca și președintea PSD-ului, propune în programul PSD-ului să crească absorpția fondurilor europene, depășească 100%. Noi am avut așa etape, de exemplu, în dezvoltarea Poloniei, când la anumite etape Polonia absorbea fonduri europene 105-107%. Deci, ceea ce nu reușeau alte state să investească în țara lor, Bruxelles redirecționa acolo unde exista piața investițională. Așa că domnul Marcel Ciolacu a intrat în această luptă foarte bine pregătit, cu un program de țară, cu o viziune clară pentru români,
și promovăm pe toate canalele posibile aceste informații ca alegătorul român să vadă că este un candidat care exact din ziua 2 a intrării în mandat știe ce are de făcut. Există un partid puternic, primul partid în România ca șpondere politic, un partid istoric, care știe ce are de făcut din ziua a doua de guvernare. Deci nu va pierde nici o zi pentru pregătiri, ori să treacă luni. De fapt, continuă lucrul care l-a început. Sper și domnul Ciolacu lucrul ăsta îl spune la fiecare ocazie, că noi cei din PSD contăm foarte mult să avem voturi în viitorul parlament în așa mod ca să putem guverna în continuare cu PNL. Pentru că această guvernare s-a arătat una constructivă și benefică pentru România și români. Da, asigurăm stabilitate. Comparativ, chiar și stabilitate, dar asigurăm dezvoltare. Și dezvoltare, da. Pentru că dacă ne uităm, și lucrurile trebuie văzute în comparație, dacă ne uităm, de exemplu, guvernele anterioare, da, unde nu a participat PSD-ul, noi nu am văzut aceste lucruri. În primul rând, noi nu am văzut, noi ca cetățenii Republicii Moldova născuți aici, dar și cetățenii României, noi nu am văzut careva ajutoare majore pentru Republica Moldova, ori un suport major pentru Republica Moldova. Președintele României, care 10 ani a tălăit în funcție, au fost în 10 ani Republica Moldova de două ori. Marcel Ciolacu, în mandatul dânsuia de prim-ministru, cred că a fost deja, nu știu, 7-8 ori în Republica Moldova și încă va mai vine. Deci, în a treia zi de la investirea în funcție de prim-ministru, prima vizită a noului prim-ministru investit acum un an jumate în urmă, a fost la Chișinău. Și a avut o întâlnire cu toți conducătorii țării, deci vorbesc de doamna președinte a țării, domnul președinte a parlamentului și domnul prim-ministru, cu toți trei a avut întâlniri, cu toți trei a discutat și nu doar singur, dar însoțit și de fostul prim-ministru, domnul Nicolae Ciucă, președintele PNL-ului. Și ambele aceste partide, stând la masă împreună, fiind la guvernare, au discutat cu conducerea Republicii Moldova să traseze următoarele planuri încă pe un an jumate și încă pe viitorii 4 ani de guvernare. Pentru că și în Republica Moldova s-a reașezat puterea președintelui, doamna președinte a primit un nou mandat, în România se întâmplă exact același lucru. Sincronizarea acestor viziuni este obligatorie. Este obligatorie. Doar așa noi putem să primim impulsul nostru spre dezvoltare. Iarăși în programul acela de țară despre care v-am vorbit, deja vorbesc de viziunile PSD-ului la guvernare, sunt stabilite clar acțiunile care urmează să fie întreprinse, inclusiv autostrada Târgu Mureș-Iași, urmează să fie extinsă până la Chișinău, prin trecerea Prutului la Ungheni, printr-un pod nou construit, nu vorbim de podurile existente, ori podurile construite încă de IFL, dar vorbim de poduri noi, care vor fi pe standarde noi construite, cu 3 benzi cel puțin în fiecare direcție, și această autostradă va veni până la Chișinău. Asta înseamnă că într-o perioadă previzibilă de timp, vorbim de câțiva ani, deci următorul mandat, de exemplu 25-28, noi, cei care trăim la și locuim la Chișinău, urcându-ne în automobil, ieșind pe autostradă, putem ajunge pe autostradă până în Viena, spre exemplu, ori până în Berlin, ori până unde avem noi nevoie, dacă avem această nevoie de călătorie. Exact, da, că deja autostrada care în Moldova, din partea românească, e gata, am uitat în ce proporții, dar domnul Ciolacu, dacă nu greșesc, spunea că până în 2025 o să fie gata tot tronsonul. Exact, adică vorbim aici de autostrada Moldovei care unește regiunea Moldova din România până la frontieră cu Republica Moldova, unește cu București. Da. Pentru noi cei care călătorim frecvent, inclusiv mai la București, la Iași. Exact, da, este o facilitate majoră. Da. Și ceea ce vedem noi acum, anume actualul guvern condus de PSD investește mult în regiunea istorică, în județele din Moldova. Da, de ele ce? Au fost lăsat, chiar și românii recunosc că și din Transilvania și diferența din de dezvoltare este vizibilă. Da, da. Și asta a fost și un subiect de critici, dar vreau să vă atrag atenția. Anume din aceste județe, începând de la Suceava până la Galați, anume din aceste județe, un număr foarte mare de români a plecat în afara României. Pentru că aici a fost viața mai grea decât în restul României. Da. Am avut și migrație internă, când oamenii din aceste județe s-au mutat în interiorul țării, deci s-au realocat în România, dar o bună parte din ei a plecat peste hotare. Și atunci când vorbim că din România sunt câteva milioane de români plecați afară, statul român, în cazul dat guvernul condus de Marcel Ciolacu, înțelege clar că aici a fost pătura de oameni în regiunea Moldovei, unde a existat o diferență de dezvoltare cu restul României, au plecat mai mulți oameni.
Sarcina care și-a asumat-o domnul Ciolac ca prim-ministru să construiască infrastructură, să crească nivelul de viață, să creeze condiții în așa mod ca oamenii să vrea să revină înapoi. De la drumuri pornește tot. Cum se mai spune, autostrăzile sunt venile economiei și exact. Fără deci autostradă noi, nu putem vorbi de dezvoltare. Noi vedem cum învie activitatea economică pe tronsoanele de autostradă în Moldovei care deja au fost date în exploatare. Deci pe ambele părți acestei autostrade noi vedem cum se începe ca ridica ca cipercile după ploaie diferite afaceri. Fie că e vorba de poste de distribuție a mărfii, fie că e vorba chiar și de aceleași benzinării, stații de alimentare a automobililor electrice, ceea ce la fel este îmbucurător. Da. Deci viața ia o nouă turnură. La fel, încă un element important, construcția unui tronson de cale ferată de cartament european până la Chișinău. La fel, este o ambiție a actualului guvern care trebuie realizată pentru că la fel ne va uni pe noi. Nu mai vreau să desfășor mult compartimentul legat de securitatea noastră energetică, pentru că noi toți cei care suntem aici în Moldova am simțit acest suport din partea României pe partea de gaze, în primul rând, și pe partea creării, acum suntem în plină desfășoare, crearea unei alternative a curentului primit din Ucraina, de la Cuciurgani. Deci, din Rusia, din Transnistria. Da. Da. Deci, respectiv, crearea acestei alternative prin liniile de distribuție din alte tensiuni care ne conectează cu rețeaua de distribuție de curent electric din România, ne va face pe noi liberi. Liber înseamnă că tu poți să alegi pe baza de cereri și ofertă, dar nu să-ți impună cineva pe criterii politice. Că dacă nu iei curent de la mine, îți stai curentul rămâi fără curent. Cum s-a întâmplat până acum, da. Noi, suntem pățiți și este o zicală românească care zice că tot pățitul e învățat. Da, să învățăm și din asta. Nu, dacă s-au început a construi și iarăși grație efortului financiar al României, și gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău tot cu suportul financiar al României s-a construit în perioada guvernului Leancă. Și în România guvernul Ponta, dar pe o parte și Leancă. Tot era PSD-ul. Acum pe 24 noiembrie avem primul tur al alegerilor prezidențiale, probabil va fi și turul 2, cel puțin asta dau sondajele, și pe 1 decembrie de Ziua Națională a României avem alegerile parlamentare. Iată aici dumneavoastră candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul României și aș vrea să clarificați un pic lucrurile, că mulți dintre cetățenii Republicii Moldova nu cunosc că Parlamentul este bicameral, în care este atribuțiile fiecărui senator deputat și cine din partidele românești au aici candidați? Atât dumneavoastră sunteți de la PSD, PNL-ul știu că nu are candidat, de la AUR este probabil domnul Boris Volosatăi care a fost deputat în Parlamentul României și din păcate pentru noi toți nu s-a manifestat în niciun fel și alții nu mai știu, dumneavoastră să ne spuneți cum stau aici lucrurile. Deci, în primul rând, vreau să atrag atenția tuturor celor care ne privesc, ne vor privi, să cunoască următoarea situație. În data de 24 noiembrie, primul tur alegerilor prezidențiale, noi, cetățenii români din afara României, vom vota 3 zile. Vineri, în a doua jumătate zilei, către ora 12, vor fi deschise secțiile de votare. Sâmbătă toată ziua și duminică toată ziua. Deci 23 și 22, înainte de data de 24, noi vom putea vota. Dacă cumva suntem prinși, avem alte nevoi în ziua de duminică, noi putem merge la vot sâmbătă, ori putem merge la vot chiar vineri, în a doua jumătate zilei, până la orele 21. Lucrul ăsta lumea trebuie să-l cunoască. Alegerile parlamentare, conform legislației electorale din România, se desfășoară în două zile. Deci doar sâmbătă și duminică. Și peste o săptămână alegerile prezidențiale turul 2, acolo iar se votează 3 zile. Lucrul ăsta este important de știut. E bine ca cetățenii noștri din timp să-și verifice actele de identitate, să vadă că sunt valabile și în așa mod poate să meargă să voteze. Ce ține de candidați? Într-adevăr, Partidul Social-Democrat din România, în circumscripția 43, care este dedicată tuturor românilor din afara țării, așa se numește circumscripția numărul 43, diaspora, virgulă, pentru cetățenii români cu domiciliu și reședință în afara României. Și aici aș deschide un pic parantezele. Statutul Partidului Social-Democrat, care este Constituția Partidului, din care fac eu parte, scrie negru pe alb organizația PSD Diaspora și organizația PSD Republica Moldova. Deci noi chiar la nivel de statut nu tratăm cetățenii români din Republica Moldova ca și diaspora. Pentru că aici se fac multe confuzii, deși facem toți parte dintr-o singură circumscripție electorală în care participă ori și înaintează candidaturile cetățenii români din afara României, circumscripția 43. Dar
clar, trebuie să știm că anume Partidul Social Democrat este unicul partid în România care are această divizare. Diaspora. E diaspora, Republica Moldova, e Republica Moldova. Deși aici la noi știm că avem peste 1.200.000 de cetățeni. Partidul Social Democrat din România are candidați și pentru Camera Deputaților și pentru Senat. Deci în România, într-adevăr, Parlamentul este bicameral. Oferta electorală vine din partea partidelor pentru două buletine. Deci noi toți care vom merge să votăm la alegerile parlamentare, într-adevăr de Ziua Națională a României, vom primi două buletine, un buletin pentru Camera Deputaților, unde va fi și numele meu în buletin, și un buletin pentru Senatul României. Sigur că avem concurență, sunt și alte partide. Partidul cu care noi suntem în alianță politică are candidați în Republica Moldova doar la și în diaspora, de fapt doar pentru Senat. Pentru Camera Deputaților, din păcate, zic eu, nu au candidați. Noi, repet, noi ca și Partidul Social Democrat ne dorim o viitoare guvernare cu Partidul Național Liberal. Vrem o guvernare așa cum am avut-o până acum, deși noi vedem lupta electorală între liderii politici în România, o vedem toți prin toate sursele media, dar eu vă atrag atenția, guvernul României, care este emanația politică a alianței politice din Parlament, funcționează. Fără nici o oprire, unul la mână, fără niciun scandal, toate proiectele avansează, România se dezvoltă. Asta înseamnă că ambele partide abordează responsabil guvernarea. Nu mai avem situații cum erau 3-4 ani în urmă, când reprezentanții unor partide trânteau mapa în masa guvernului, ieșau din sala guvernului. Mă scuzați că vă întrerup. Chiar acum azi am văzut o știre că deja cumva PSD-ul și PNL-ul au agreat o potențială candidatură pentru funcția de prim-ministru în deci viitorul guvern. Domnul Bolojan, cred. Este deja, cum să zic, o teză foarte cunoscută și în România și în Republica Moldova. Domnul Ciolacu, responsabil, a zis că dacă românii vor avea încredere și îl vor alege, și eu sper că îl vor alege, și domnul Ciolacu va fi viitorul președinte a României, candidatul la funcție de prim-ministru va fi de la partidul partener, partea PSD-ului. Pentru că astăzi auzim multe minți fierbinți în campania electorală, spun că vezi că câștigă Ciolacu prezidențiale și pe cel mai mare partid PSD va lua și mandatul de prim-ministru. Domnul Ciolacu a spus clar, nu vrem acest lucru, noi vrem puterea să o împărțim. Vrem să guvernăm într-o alianță puternică, nu dominată de cineva, dar într-o alianță puternică. Și președintele României, viitorul președinte, domnul Ciolacu, în caz dat, să fie un mediator în societate, nu un jucător pentru un anumit partid. Pentru că am văzut lucrul ăsta și 10 ani cum a făcut președintele Băsescu și alți 10 ani cum a făcut președintele Iohannis, care ieșa și ataca direct partidele politice care nu-i plăceau dumnealui la o anumită etapă, inclusiv PSD-ul în cel mai brutal mod, ieșa la proteste președintele României, ieșa la proteste anti-PSD. Deci ceea ce este cel puțin, nu știu, neconstituțional, hai să zic așa, cel puțin. Iarăși, să revenim la ale noastre. Partidul Național Liberal, despre care vorbeam, cu care concurăm în Republica Moldova, în schimb are listă la Senat. Și la Senat candidează un cunoscut persoană aici în Republica Moldova, domnul Dupu Adrian, care a condus Departamentul pentru Republica Moldova în cadrul Guvernului de Alianță PSD-PNL. Vreau să zic că a făcut o treabă foarte bună în numele Guvernului României, în numele contribuabililor români și cetățenilor români, a făcut o treabă foarte bună aici în Republica Moldova. A organizat multe manifestații culturale, artistice, pentru a promova cultura și românismul în genere, a făcut investiții în numele statului român în universitățile din Republica Moldova, în școlile din Republica Moldova, în grădinițe, în lăcașe de cultură, teatre. Deci lucrurile astea guvernul României le-a făcut anume în acest guvern de alianță. Pentru că haideți să ne amintim 3-4 ani în urmă, era o liniște la acest subiect. Era exact o liniște. Când s-a format acest guvern de coaliție, s-a luat o decizie. Departamentul pentru Republica Moldova a fost distribuit politic către PNL, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a fost politic distribuit către PSD. PSD, prin George Cârciu, președinte, secretarul de stat, fostul secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, a făcut exact ceea ce a făcut domnul Dupu în Republica Moldova, a făcut exact aceeași muncă în diaspora, în Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, preponderent și Canada, unde avem diaspori puternice românești. În așa mod, guvernul României, prin aceste două instituții, care trebuie să vorbim firesc, sunt instituții de implementare a politicilor statului român, a reușit să fie aproape
aproape de cetățenii săi și în Republica Moldova și în Uniunea Europeană. Deci lucrul ăsta trebuie apreciat. Și ceea ce a făcut aici Departamentul pentru Republica Moldova condus de domnul Dupu trebuie apreciat pozitiv, că sunt lucruri bine făcute, lucruri care fundamentează principiile românismului și România în genere ca valoare democratică și spiritual-culturală pentru noi. Și ce va putea face viitorul deputat, dacă vă aleg românii pe dumneavoastră? Vreau doar o secundă să mai vorbesc, dacă îmi permiteți, despre eventuale persoane care vor fi în buletinul de vot. Vorbim despre Partidul Aur, care este clar un partid care joacă în extremă. Cunoaștem bine apucăturile politice acestui partid. Deci avem doi candidați proveniți din Republica Moldova în acest partid. Pe locul 2 pe listă este domnul Boris Volosat, care l-ați menționat dumneavoastră, pe locul 4 este Vasile Costiuc, care locul 4, nu știu, nici măcar simbolic nu-l puteam numi, că nu există nicio șansă, nu înțeleg logica care, dar bun, domnul Costiuc a ales să facă această decizie. Mai avem un alt partid care are candidați din Republica Moldova. Vorbim aici de Partidul Dreapta Unită, unde este și candidat domnul Iovcev. Deci, practic, ăștia sunt toți candidații din Basarabia, din Republica Moldova. Alții eu nu am identificat. Deci, mesajul meu către cetățenii români din Republica Moldova este să analizeze foarte bine oferta electorală. Noi nu avem timp de pierdut, pentru că avem rămas foarte puțin timp până la alegeri, unul la mână, și nu putem rata ocazia să delegăm la București oameni care pe bune și cu adevărat ne vor reprezenta acolo și vor lupta pentru interesele noastre. Imaginați-vă că un deputat din Republica Moldova va fi, de exemplu, filiera AUR, care 100% va fi în opoziție și are aceste poziții marginale. Cum ar fost până acum? Deci, haideți să punem ceva pe masă. Deci, noi nu avem ce pune pe masă, rămâne goală. Da. Dacă discutăm de acest subiect. În momentul de față, deci noi trebuie să avem și o gândire pragmatică. Uite, noi avem o relație atât de strânsă cu România. Viitorul președinte al României, Marcel Ciolacu, PSD. O PSD la guvernare împreună cu PNL. Deci noi trebuie să vedem clar, noi avem oferta PNL-ului pentru Senat, noi avem oferta PSD-ului pentru Camera Deputaților. Da. Deci lucrul ăsta îl îndemn pe toți cetățenii noștri să-l studieze atent și să analizeze pragmatic acest lucru. Noi ambii candidați de la ambele partide, suntem persoane tinere, suntem persoane energice, capabile și am demonstrat acest lucru, capabile și apte de muncă. Împreună noi putem face multe lucruri bune. Trebuie lucrul ăsta, vă rog să oamenii noștri să analizeze acest subiect, anume sub prisma chiar, nu știu, oportunismului, dacă doriți, pentru că noi de fiecare dată când avem o problemă, cerem ajutor din România, dar ar fi mult mai bine dacă noi am avea reprezentanții noștri care vor contribui real la creșterea colaborării între România și Republica Moldova, apropierii acestor două state românești în așa mod ca noi să ne integrăm în Uniunea Europeană mult mai rapid. Cu ajutorul României, prin România să ne integrăm mult, mult mai rapid. Și domnul Iurie Ciocan ajunge deputat. Cum veți acționa? Vă mutați cu traiul la București, rămâneți la Chișinău. Care sunt planurile dumneavoastră pentru Republica Moldova? Mulțumesc că m-ați întrebat. Deci eu am făcut deja o declarație publică, o voi repeta, grație faptul că m-ați întrebat. Deci eu vreau să asigur toți alegătorii, cetățeni români din Republica Moldova, confrații noștri de aici din Republică, dar noi suntem foarte mulți. Statistica ne arată că doar în Republică noi suntem în jur de 300.000. De cetățeni români care astăzi fizic suntem prezenți în Republica Moldova, dar mai avem și cetățenii ai Republicii Moldova plecați masiv în afară țării, aproximativ 8-900.000 de oameni, care vedem că 327, aproape 228.000 de oameni au ieșit la votare și au susținut președintele Republicii Moldova în turul 2. Deci sper foarte mult că acești oameni atunci când vor merge la vot să țină cont și de oferta noastră electorală. Eu nu vreau să mă mut la București. Nu pentru asta pretind o funcție de deputat. Eu voi rămâne aici în circumscripție, voi munci la București în scopuri de reprezentare și cu o muncă de reprezentare politică a alegătorilor care mi-au dat votul și mi-au delegat o parte din puterea lor suverană ca și cetățeni români. Să-i reprezint, să lupt pentru ei.
Pentru asta vreau să obțin acest mandat. Rămân aici la Chișinău pentru că doar așa pot să știu nevoile de zi cu zi. Așa plătind aici facturile, trăind aici în, sub acest asalt a atacului hibrid mediatic din partea Federației Ruse, eu înțeleg foarte clar cât e de important rolul mass media din România și voi depune eforturi în viitorul mandat de parlamentar, dacă cetățenii vor avea încredere în mine, să rezolvăm această problemă. Media românească trebuie să fie, mass media, trebuie să fie prezentă în România, în Republica Moldova mult mai larg. Noi nu putem merge pe închiderea posturilor de televiziune, noi trebuie să contrapunem propaganda cu antipropaganda. Alternativă. Alternativă, să oferim alternativă și să arătăm oamenilor adevărul despre Uniunea Europeană și despre România în primul rând. Eu mi-am propus câteva lucruri pentru viitorul mandat care vreau să le rezolv într-o perioadă predictibilă de timp, poate chiar în primul an. Sper să reușesc acest lucru. Deci sunt câteva legi din punctul meu de vedere care trebuie modificate. În primul rând, ceea ce ține de asistența socială a veteranilor din războiul de Pinistru. Deci cu modificarea anumitor acte normative, noi putem oferi accesul veteranilor din Republica Moldova, care au luptat Pinistru, la sistemul de recuperare și tratament în România. Pentru că noi înțelegem că gradul de avansare a serviciilor medicale în România este mai înalt. Nu trebuie să negăm acest lucru. Grație inclusiv și investițiilor europene, dar și maștabului de țară care este totuși în România, o țară de 20 de milioane. Deci noi trebuie să avem grijă de acești oameni, pentru că acești oameni au luptat pentru noi, pentru faptul că noi astăzi existăm ca o al doilea stat românesc, ca Republica Moldova. Mulți oameni și-au dat viața, dar acești oameni au luptat. Și pentru ei noi vom încerca și eu mi-asum această obligație să lupt în așa mod ca legislația să fie modificată și acești oameni, acești veterani de război, să primească acceptul la sistemul de recuperare și tratament în România. Pe de o parte. Pe de altă parte, uitați-vă, noi, cetățenii Republicii Moldova, pentru noi este o normă că diaspora Republicii Moldova, încă din perioada guvernului Filip, poate să-și cumpere poliță de asigurare medicală în sistemul de stat de medicină din Republica Moldova. Da. Da? Lucrul ăsta nu poate fi făcut azi în România. Deci eu vreau să mă implic în modificarea legislației în așa mod ca cetățenii din afara României, așa cum îi zicem noi diaspora, cetățenii români din Republica Moldova, să poată să-și cumpere o poliță de asigurare medicală de stat în România. Pentru că asta le dă accesul la sistemul medical din România. Noi suntem cetățeni români. Exact. Mulți din noi plătim impozite în România, desfășurând activitate de afaceri, antreprenoriat. Deci, noi, odată achitând această poliță de asigurare medicală, să beneficiem de serviciile de stat, de medicină. Bun, sectorul medical privat e foarte dezvoltat în România, dar există și un sector foarte puternic de stat. Mai ales pe segmentele care sunt foarte problematice și eu le-am constatat în cadrul audiențelor publice cu cetățenii români care le fac constant ultimii 2 ani de zile, inclusiv pe partea unor boli grele, cum ar fi iarăși bolile oncologice, cetățenii Republicii Moldova, mulți caută vindecare care își caută servicii medicale în România. Aceste servicii sunt oferite de statul român în bază de asigurare. Deci dacă cetățenii noștri ar avea acest drept, fiind cetățeni români, să-și cumpere o poliță de asigurare, accesul va fi liber. Noi nu ar trebui să mergem la spitale private, undeva să cumpere. Și n-ar cheltuie atât de mulți bani, totuși e un tratament costisitor dacă fără poliță te tratezi. Evident. O altă situație care la fel necesită a fi reglementată, aici voi vorbi doar de cele mai acute probleme, este și managementul, hai să spun, sistemului de redobândire a cetățeniei române. Deci cele mai mari plângeri din partea cetățenilor din Republica Moldova le-am primit anume la capitolul perioadei foarte, foarte lungi, ani, de vorba de 3, de 4, unele cazuri chiar 5 ani, așteaptă cetățenii noștri examinarea dosarelor. Deci mie nu mi se pare acest lucru corect deloc. Legislația României prevedea clar că acest lucru poate fi făcut, trebuie făcut în 6 luni, ulterior s-a mai modificat legislația, acest termen s-a majorat până la 2 ani. Ok, 2 ani nu este 4 ani și nu este 5 ani, dar stabilește criteriul maximal de timp. Deci aici, din punctul meu de vedere, este necesară o reevaluare a tuturor business proceselor și tuturor întregului lanț de circuit a documentelor până se ia o decizie de acceptare a redobândirii ori de refuz a redobândirii cetățenii români, dar acest lucru trebuie să întâmple mult mai operativ. Și aici eu, iarăși, mă asum în fața cetățenilor noștri români, ori în partea cetățenilor Republicii Moldova, care au depus cereri să-și redobândească cetățenii română, să
examineze în detaliu toată această procedură, toate aceste procese administrative care au loc, să găsesc lacunele și să le aduc optimizări, să propun modificări, ajustări, fie la vorba la, la legi, dacă va fi nevoie la hotărâri de guvern prin colegii PSD care vor fi la guvernare, să ajustăm legislația ca să scăpăm de acest viciu. Pe mine mă doare să văd situația în care Federația Rusă, ca stat agresor, oferă tuturor cetățenilor născuți în Uniunea Sovietică cetățenie în parcurs de 36 luni. Da. Ori tuturor descendenților din cetățeni născuți în Federația Rusă în acești perioadă de timp. Deci lucrul ăsta pentru noi trebuie să fie ca un semnal negativ, că uite, noi și aici suntem supuși unei influențe externe și unui atac asupra noastră, asupra oamenii. Federația Rusă o face ca o nevoie de carne de tun, în special în frontul din Ucraina. Deci, explicații sunt foarte multe, înțelegem, dar, iarăși, noi nu suntem stat agresor, noi suntem stat membru Uniunii Europene, noi România, noi suntem stat membru NATO și eu, fiind cetățean român, mă simt protejat inclusiv de faptul că sunt cetățean al Uniunii Europene, am un pașaport european. Vă aduc iarăși exemplu acestor inundații care au avut loc în Spania, în Valencia. Da, am văzut da, da, că foarte activ statul spaniol și inclusiv și regele s-au implicat direct în rezolvarea problemei cetățenilor. Am văzut cum guvernul României a creat imediat celule de criză, atât la București cât și în Valencia, acolo pe loc au fost delegați specialiști din România ca să administreze procesul, pentru că avem foarte mulți cetățeni români acolo. Asta înseamnă protecția unui stat puternic. Și eu vă asigur că din toți românii stabiliți în Valencia sunt foarte mulți cetățeni din Republica Moldova, care au și cetățenie română, care au beneficiat și beneficiază azi, în particular, de protecția statului român, cu ajutoare umanitare, cu relocarea lor, cu tot suportul consular și diplomatic care poate să-l ofere un stat, un stat puternic, membru Uniunii Europene și membru NATO. Da, apropo de cetățenie, mai sunt persoane în viață care au certificat de naștere emis de regatul României. Aceste persoane nu e vina lor că ulterior istoria a fost cum a fost. Oare n-ar fi logica, iată, cel puțin ele să primească cetățenia cum te duci în mod normal la noi la SP cu certificatul de naștere și pur și simplu să ți-l dea? Fiindcă n-a fost vina ta că au venit rușii aici, da? Deci și nu sunt așa de mulți oameni, cred că, până la urmă. Eu în discuții cu membrii familiei mele, în cazul dat vorbesc de bunei, când vorbeam de redobândirea cetățeniei României, am primit așa un răspuns. Eu nu trebuie să redobândesc nimic. Eu sunt cetățean al regatului, exact. Nu există nicio decizie, niciun act care mi-a retras cetățenia. Exact. Eu sunt cetățean român din născare, m-am născut în România, am trăit 20 de ani în România, 22 de ani în cazul bunelului meu despre care vorbesc, eu nu trebuie să cer nimic de la nimeni. Deci trebuie restabilit adevărul. Lucrurile astea sigur că trebuie discutate, trebuie căutate o soluție politică și este nevoie de un angajament. Un angajament politic și puterea care o au alegătorii noștri cetățeni români, ea trebuie delegată în Parlamentul României, acolo unde trebuie luate aceste decizii, ori la nivel de guvern. Iarăși am spus, deci PSD va fi, nu există soluție în care PSD să nu fie la guvernare în viitorul mandat. Deci, respectiv, rog cetățenii noștri să gândească chiar pragmatic în această situație. Noi avem oferte electorale pe piață atât din partea PSD-ului ca parte componentă a alianței de guvernare actuală și din partea PNL-ului pentru Senat, la fel parte componentă a guvernării actuale. Lucrurile astea pot fi ușor rezolvate. Să mergem să ne susținem reciproc în așa mod să guvernăm împreună. Da, aici cetățenii trebuie să înțeleagă că formează un fel de alianță, votând pentru PNL și votând pentru PSD ca să continui lucrurile bune în Republica Moldova, fiindcă altfel deci, nu se poate. Eu mă bucur că anume sub unghiul ăsta de vedere îl vedeți dumneavoastră și sper că și alți oameni și cât mai multă lume vede acest proces anume în felul corespunzător. Eu nu vreau să fiu răutăcios, dar de exemplu, domnul Volosată chiar nu s-a manifestat deloc. Eu nu mi-amintesc vreun discurs cel puțin răsunător în Parlamentul României. Asta e unul și doi, când faci parte dintr-un partid al cărui lider are interdicție de a intra în Republica Moldova, vorbim de George Simion, că n-are interdicție de a intra în Ucraina, iarăși, vorbim de același George Simion. Domnul
Tălaru a spus că George Simion ar avea legături cu serviciile secrete rusești. Aici oamenii pur și simplu trebuie să analizeze tot contextul geopolitic și să vadă dacă ei au nevoie de reprezentanții lui George Simion să stea să primească salariu, anumite facilități din partea statului român și să nu îi se implice absolut deloc în rezolvarea problemelor noastre. Iertați-mi poate lipsa de modestie, eu muncesc mult în spațiu public și în spațiu deschis mediei de foarte mulți ani, de peste 23-24 de ani. Deci lumea mă știe cu bune și cu rele. Aici, în Republica Moldova, am ocupat poziții mari care mi-au dat și o anumită reflectare, inclusiv în mass media, atunci când organizam și desfășuram alegeri în Republica Moldova. Oamenii m-au văzut, m-au văzut sub diferite aspecte, dar nimeni niciodată nu poate spune că m-am ascuns, m-am eschivat, nu mi-am asumat răspunderea, n-am răspuns la telefon, ori cumva acțiuni de genul dat. Eu, peste tot pe unde am muncit, niciodată nu am fost un simplu oarecare undeva într-un colț să nu deranjez pe nimeni. Eu de fiecare dată am construit. Și aici, iarăși, iertați-mi lipsa de modestie, când am intrat la Comisia Electorală Centrală, aparatul de lucru a Comisiei Electorale Centrale era 4 oameni. 4 oameni, din care 2 pensionari. 2 computere. Deci am lăsat după mine o instituție construită cu 46 de angajați în staful central, cu un centru de instruire continuu bine dotat, cu cea mai modernă sistemă informațională, care vedem că până ziua de azi este un model în plan global, pentru că alegerile până la miezul nopții, rezultatele alegerilor în lume sunt livrate doar în 2 țări, în Israel și în Republica Moldova, mai mult nicăieri. Și să știți că modelul nostru și impulsul principal ne l-a dat anume președintele Voronin după o vizită prezidențială în Israel. Când în una din întâlniri a zis că ia uitați-vă și voi atent ce face Israelul, că ei până la miezul nopții anunță rezultatele. Dar voi tot numărați câte 3-4 zile voturile. Deci respectiv noi într-adevăr am studiat acea experiență, am pilotat-o, am făcut pași mici, dar astăzi deja noi nu ne mai imaginăm că ar putea fi altfel și dacă noi nu avem toate rezultatele electorale la miezul nopții, imediat suntem... suntem puși în alertă că se întâmplă ceva și tot așa. Exact... Asta vreau să vă zic. Deci peste tot pe unde am muncit, am construit. Am construit instituții, am construit colectivi, echipe care au livrat rezultate. Rezultate care perpetuează în timp și dau efectele sale în timp. Exact același lucru l-am făcut și la Centrul de Implementare a Reformelor, pentru că eu n-am avut așa de multe locuri de muncă. Eu am avut activitate didactică până la intra în Comisia Electorală Centrală. Am muncit 16 ani la Comisia Electorală Centrală și 3 ani la Centrul de Implementare a Reformelor. Asta a fost cariera mea publică. În rest, eu am activat deja în calitate de expert în organele internaționale, în domeniul electoral. Dar și la Centrul de Implementare a Reformelor, la fel. Am făcut lucruri concrete și cu maximă responsabilitate, care au permis statului, nu guvernului Filip, nu mie, nu cuiva, statului Republica Moldova să se modernizeze, să aibă o structură nouă. Imaginați-vă că noi în 2017 trăiam și guvernam Republica Moldova în baza unei legi cu privire la guvern aprobată în Uniunea Sovietică. Da, da. În Uniunea Sovietică, toți acești ani, după 89 în sus, noi am guvernat Republica cu lege aprobată încă unul RSS. Ce înseamnă asta? Logica legii, structură, algoritmii de funcționare. Deci toate au fost gândite fix ca în Uniunea Sovietică. Deci doar în 2017 noi am trecut la sistemul de secretar de stat, noi am remodelat ministerile în așa mod ca ministerul să devină un centru de elaborare a politicilor publice și multe, multe alte lucruri în care nu vreau acum, nu-i cazul să ne profundăm. Da, da. Dar ce vreau să zic, iarăși, cerându-mi scuze de lipsă de modestie, peste tot pe unde am muncit, am livrat rezultate. Nu am fost un oarecare angajat în rândul 28 din stânga a 4-lea. Niciodată. Niciodată nu mă reprezintă asta pe mine. În momentul în care mă apuc de lucru, ies fum după mine și sunt rezultate care fiecare cetățean poate să le vadă. Lucrul ăsta vreau să țină cont. Oamenii, atunci când vor face alegeri, eu sunt gata să-mi asum această responsabilitate, rămân aici la Chișinău, merg pe stradă, merg foarte mult pe jos, vorbesc cu oamenii, lumea mă salută, salut eu oamenii, așa va fi și în continuare. Și dacă aveți ceva de zis, oricând puteți să-mi ziceți acest lucru. Nu mi-e rușine, nu mă tem, nu mă ascund. Aveți încredere în mine și eu voi munci să nu dezamăgesc. Asta e mesajul meu de bază.
Eu sper că cei care vor privi vor înțelege acest mesaj și mai ales mă voi repeta, dar trebuie să înțeleagă contextul geopolitic în care noi locuim, în care trăim și să înțeleagă că lucrurile bune ca să se întâmple trebuie să existe continuitate. Și pe final o întrebare, că deja am văzut, Trump este președinte al Statelor Unite. Cum realegerea lui în funcție de președinte va afecta eventual relația cu România în special? Pentru că cunoaștem că pentru Statele Unite România este unul din partenerii strategici, strategic. Partea de est, flancul estic al Europei, și cum vor evolua, fiindcă mulți se tem cumva de Trump, că el este mai imprevizibil și unii cred că va abandona eventual România, Uniunea Europeană. Deci noi trebuie să lăsăm într-o parte propaganda și lupta politică și să ne uităm un pic în precedentul mandat a domnului Trump. Da? Aș începe de la ceea că domnul Marcel Ciolacu, prim-ministru al României, în dimineața zilei de azi a trimis un mesaj de felicitare domnului Trump cu această ocazie. Și l-a felicitat cu câștigul alegerilor și faptul că a devenit a 47-lea președinte a Statelor Unite ale Americii. La fel, alți câțiva lideri puternici din cadrul Partidului Social-Democrat din România, cum ar fi președinții comisiilor de politică externă, în particular de la Senat, domnul Titus Corlățean, la fel a dat un mesaj de felicitare din poziția care o are, responsabil de politica externă a României, fost ministru de externe a României, a dat un mesaj clar de felicitare și de susținere de cea decizii date de poporul american. Deci a fost o campanie electorală într-adevăr dificilă și acolo noi tot am urmărit-o cu, ca și în Republica Moldova, cu foarte multe fake news-uri, cu foarte multe atacuri la persoană. Sper lucrurile să continue pe un făgaș normal. Eu sunt sigur că America, fiind una din supraputerile mondiale, va continua să ofere suport atât pe partea de securitate, cât și pe partea de dezvoltare economică și democrație în țările cu care are parteneriate stabilite, în România în particular. Sunt practic sigur în acest lucru. Viziunile politice între președintele Trump și între viitorul președinte Marcel Ciolacu sunt foarte apropiate. Deci nu există divergențe principiale care ar putea să bată cap în cap și să facă imposibil o careva colaborare. Plus, noi vedem că talentul și dedicația domnului Ciolacu este de a găsi compromise și practic astăzi chiar și mass media, că nu a zis altcineva, dar practic presa mainstream din România i-a dat acest calificativ domnului Ciolacu ca fiind cel mai bun negociator politic din România. Deci întotdeauna se așează la masă și iese cu succes pentru România, cu rezultate bune și de perspectivă pentru România. Chiar acolo unde predecesorii săi au greșit, el s-a așezat la masă și a renegociat, cum ar fi, de exemplu, PNRR-ul, l-a renegociat la Bruxelles când știm că USR, da, 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 de exemplu, țipa cu gură de șarpe, că nu se poate de renegociat PNRR-ul, dar, uite, Doamne, s-a așezat la masă și a găsit soluții bune pentru România și a convins Comisia Europeană să susțină. Dacă să revenim la alegerile din Statele Unite, rămâne să urăm succes noi administrației, știm că în Statele Unite investirea noului președinte are loc în luna ianuarie, aproximativ data de 21 ianuarie, până atunci va avea loc o etapă tranzitorie, noi toți ar trebui să trăim într-o lume mai liberă și ne dorim să trăim într-o lume mai liberă. Deci lumea mai liberă, ori tonalitatea lumii libere se dă de mari jucători. Pentru că noi vedem că vis-a-vis de lumea liberă sunt diferite puncte de vedere. Avem punctul de vedere a Chinei, avem punctul de vedere a Federației Ruse, avem punctul de vedere a Uniunii Europene, punctul de vedere a Statelor Unite. Deci noi suntem partea Uniunii Europene ca și români, noi suntem într-un parteneriat strategic cu Statele Unite și lucrul ăsta ne determină inclusiv și viziunea asupra binelui comun. Rămâne în vigoare în 2025 românii călătoresc fără vize în Statele Unite? Lucrul ăsta domnul Trump nu o poate schimba pentru că România a îndeplinit toate criteriile legale. Nu a fost o facilitate dăruită României. Nu. A fost o apreciere a meritului guvernării din România, în cazul dat PSD-PNL, care a bifat toate obiectivele
regulile necesare de a corespunde acestui drept, pentru că este un drept stabilit de legislația Statelor Unite Americii, că dacă vrei să ai acces fără viză în Statele Unite Americii, trebuie să corespunzi unor anumite criterii, inclusiv la nivelul de dezvoltare economică, inclusiv la nivelul de democratizare, venituri personale, pentru că o călătorie presupune și cheltuieli și întreținere și așa mai departe. Deci numărul de solicitări de migrație și azil din țara respectivă, și aici românii au, toți românii în genere sub conducere PSD-PNL, au îndeplinit aceste criterii. Și eu sunt sigur că decizia va fi una pozitivă pentru noi toți. Încă o libertate, un pas liber obținut de noi prin muncă, prin muncă asiduă, pentru că toți ceilalți care au guvernat România până la guvernarea PSD-PNL nu au reușit acest lucru să facă. Ar fi doi pași importanți, că se integrează și în spațiul Schengen. Și Schengenul, la fel, integrarea în spațiul Schengen este o problemă foarte veche și este o nedreptate făcută în România, vedem nedreptate corectată de prim-ministru Marcel Ciolacu cu alianța de guvernare. Da. Eu sper că toți cei care vor privi vor aprecia și vor vota conștient, oportunist, cum ați spus dumneavoastră, fiindcă în politică trebuie să fim și oportuniști. Dacă istoria îți oferă o șansă, de ce să nu profiți de ea? Mi se pare logic. Deci nu este o conotație negativă la acest tip de folosirea unei oportunități. Nu este nicio conotație negativă, pentru că viața, iarăși vorba bunicilor noștri, zicala veche românească, spune că Dumnezeu îți dă, dar în traistă nu-ți spune. Exact. Deci folosirea acestor oportunități date de Dumnezeu face parte din ceea ce punem noi în traist. Și de asta oamenii trebuie să gândească, dacă ne dorim un trai mai bun, noi trebuie să facem și noi pași responsabili și bine gândiți. Pentru că dacă trimitem din Republica Moldova deputați care vor fi în veșnică opoziție și bătaie cu puterea care ne ajută pe noi aici în Republica Moldova, care va fi efect? În opoziție și în anonimat totuși. În anonimat, hai să zicem, ori în opoziție, ori în anonimat. Deci noi nu avem nicio plus valoare. Și dacă avem un deputat, un senator care fac parte din alianța de guvernare, care contribuie zilnic la creșterea bunăstării, securității cetățenilor din Republica Moldova, inclusiv, desigur, și cetățenilor români, lucrul ăsta contează mult. Așa că îndemn alegătorii, în primul rând, să iasă la votare, pentru că ar fi o mare, mare problemă și mare rușine, noi fiind aici în Republica Moldova peste 300.000 de cetățeni, să ieșim la votare într-un număr mic. Deci asta va arăta că nouă nu ne pasă de ceea ce se întâmplă în România, nu ne pasă de calitatea noastră de cetățean a României și totodată în subconștientul nostru noi tot așteptăm că cineva va veni și ne va ajuta. Dar în momentul în care tu, ca alegător, ca cetățean, care ți-ai asumat această cetățenie, arăți că nu-ți pasă, e destul de greu să aștepți un răspuns prompt și pozitiv înapoi. Sigur că România nu ne va lăsa nici într-un caz și nici într-o circunstanță, dar volumul de ajutor, volumul de asistență, el poate fi diferit. Exact. Și noi toți ne dorim o integrare cât mai rapidă, cât mai promptă în spațiu de securitate și prosperitate al Uniunii Europene. Eu sper să ajungeți deputat în Parlamentul României și dacă ajungeți, o să avem grijă ca toți să vă întrebăm cum merg acolo lucrurile și să vă cerem un fel de raport, dacă se poate spune așa, de activitatea dumneavoastră. Cu drag am să fac asta și unul din angajamentele mele luate public, pe lângă cele care le-am menționat, este să continui acest grafic de audieri cu cetățenii, audienți cu cetățenii români aici în Republica Moldova, așa cum am făcut ultimii 2 ani de zile, așa voi continua inclusiv și după aceste alegeri, cu atât mai mult din postura de ales al cetățenilor români din Republica Moldova și din diaspora. Da, eu vă doresc succes, îi doresc succes și domnului Ciolacu. Pe voi vă îndemn, cei care aveți pașaport românesc, să vă folosiți de el la aceste alegeri, să votați atât la alegerile prezidențiale, cât și la alegerile parlamentare. În turul 2, dacă va fi, să distribuiți acest material video ca să ajungă și la moldovenii noștri de peste hotare, care la fel au cetățenie română, și să vă abonați la proiectul Radar Politic. La revedere!